Cantitatea de lapte livrată procesatorilor de producătorii români de lapte în ultimii 3 ani de zile reprezintă circa 85% din cota de lapte pentru livrarea României, deci nici nu se pune problema de plata a unor penalizări pentru depășirea cotei de lapte, afirmă Petrișor Gheorghe, prim-vicepreședintele Asociației Patronale din Industria Laptelui din România, April. În replică la declarația recentă a vicepreședintelui Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, deputatul UDMR Attila Kelemen, care a declarat la începutul lunii septembrie 2011 că România trebuie să plătească penalități pe ultimii 5 ani pentru depășirea cotelor de lapte și de zahăr. Potrivit lui Kelemen, parlamentarii români au validat la începutul lunii septembrie documentul înaintat de Ministerul Agriculturii privind obligația țării noastre de a plăti penalizările pentru depășirea cotei de lapte și modul în care aceste taxe sunt colectate, dar nu a putut preciza la cât se ridică penalitățile, întrucât acestea nu erau prevăzute de documentul depus spre aprobare de Ministerul Agriculturii. Mai mult, susține reprezentantul April, cantitatea de lapte colectată de procesatori de la producătorii români a scăzut cu peste 20% în ultimii 4 ani și este în continuă scădere, în condițiile în care efectivul național de vaci cu lapte este de asemenea din ce în ce mai mic, iar lipsa resurselor alocate de Ministerul Agriculturii sectorului de creștere a vacilor cu lapte ar putea face din România un importator net de materie primă în cel mult 2 ani. Thank you.
Singura soluție de acces la resurse din partea statului și de relansare a sectorului laptelui din România ar fi, afirmă prim vicepreședintele April, crearea unei organizații interprofesionale care ar reuni producătorii și procesatorii de lapte. Subiect discutat și agreat și de crescătorii de vaci cu lapte în cadrul adunării generale a Federației Crescătorilor de Bovine din România, care a avut loc în 9 septembrie 2011 la Arad. Asociația patronală din industria laptelui din România are 42 de membri, care controlează 68% din piața de produse lactate din România.